Asta? Păi nu știu, tu să-mi zici. Ia. Yeah. Eu sunt ok, nu-mi place. Nu știu. Ce nu știi? Ceva nu-mi place. Ce? Parcă nu încape fundul. Nu-i de la canapea. Adică ce vrei să zici? Anisia, e a patra zi consecutivă când venim aici. Ai zis că azi te hotărăști. De ce durezi atâta? Păi e normal să durezi mult, că eu vreau să-mi iau canapea ca lumea, nu? Normal că durează. Da, mă, da, am stat mai mult pe canapele de aici decât o stăm pe acasă dacă o cumpărăm. De aia ce zici? Nu-mi place culoarea. Da, culoarea se poate schimba, că se fac la comandă. Da? Da, am mai discutat asta odată, ai uitat? Da, dar parcă și materialul nu-i ce trebuie. Da, și materialul se schimbă, mai femeii, mă, că au cataloge, au ce culori vrei tu, au 300.000 de cataloge, de asta și alegi tu culoarea, că nu e ca la copchii de parcă ăla-i și n-ai încotro, nu mai poți să-l schimbi. Asta se personalizează. Tu zi-mi dacă îți place dimensiunea și cum stai pe ea și în restul se rezolvă totul, e personalizat. Da, ce a, ia fă-mi tu o, pot să văd cum arată. Ia să văd cum arăt eu pe ea. Hai, zâmbește frumos. Da. A, nu! Doamne, uite, canapeaua asta mă face grasă. Canapeaua te face grasă? Da. Nu canapeaua te face grasă. Șaorma te face grasă. Jumările te fac grasă. Canapeaua doar te pui pe ea și arăți cum arăți. Deci, nu știu, e așa, e foarte comodă și canapeaua asta mă face să stau pe ea și nu mai să mănânc. Ok. Hai să vedem alta. Da. Hai. De, uite, de asta ce zici? Nu știu, e prea mică. Păi, bă, nu avem destul, nu încăpim amândoi pe ea ca lumea. Da, da, noi avem pisici, unde o să încapă pisicile? Dar nici o canapea n-are loc, mă, pentru pisici. Pisicile stau și ele pe unde apucă, că de astea-s mâții. Uite, asta este o idee bună, știi? Canapea cu loc pentru pisică. Da, e super bun, o să trec la sugestii la ei, o să le scriu. Fix lângă, n-o mai trimis pe nebun asta niciodată în magazin. Hm? A, ia uite, canapea asta îmi place. Place? Da, e super! Perfect, asta rămâne. Aoleu, dar ce priveliște ea? Mie nu-mi place priveliștea, canapea cu priveliște la mare nu există. Anisia? Da. Tu ai întrebat dacă au canapea cu vedere la mare? Da. Măi, femei, apartamentul are vedere, nu canapeaua. Pe atunci, canapea într-un apartament cu vedere la mare n-au? Da, oamenii ăștia de la Prestige fac canapele, mă, nu blocuri. Tu cauți acum dezvoltator imobiliar? Canapeaua aia care seamănă cu Barbie. Hai, uite, vai, îmi place. În sfârșit îți place? A, oare cum arăt când dorm? Păi nu știu, o cumpărăm și aflăm cum arăți dacă dormi pe ea și dacă ești frumoasă sau nu dormi pe ea. Ei, draci, eu am venit pregătit, mă duc să mă schimb. Bun, acum filmează-mă să văd cum arăt. Ia, nu văd. Normal că nu vezi, trebuie să ai de la urmă. Aaaa, dar nu se asortează canapeaua cu pijamaua. Păi schimb pijamaua. Ești nebun? Tu știi cât costă pijamaua asta? Costă mai mult decât canapeaua. Bine. Aia, despre aia ce mai zici? Aaaa, dar nu-mi place când are perni. Păi de ce-ți trebuie perni dacă e comodă? Da, dacă vin fetele la mine și vrem să ne batem cu pernile și nu avem. Da. Ce ai zice să nu fii adolescentă de 18 ani din filmele americane, stibați cu perni? Nu știu, mai există și altele? Aia. Cum ți pare? Ia să văd. Hai mă, uite, uite ce frumoasă, uite, e confortabilă, uite, are catifea sau cum se cheamă asta. Dar n-are masaj, de ce n-are masaj? Nici o canapea din lumea asta nu are masaj așa. Da, dar asta pare genul de canapea care merge cu masaj. Nu, că ești cu capul. Aia, uite. Îți place asta? Exact ce îmi place mie. E pe gustul meu. Minunat. Știi de ce? De ce? Pentru că e fix aia pe care o aveam acasă. Fix aia pe care am cumpărat-o și ai spus nu știu ce are, parcă nu-i vibe-ul ăla care trebuie. A, da? E, acum m-am răzgândit. Te-ai răzgândit? Da. Minunat. Atunci nu mai facem nimic. Mergem acasă, poate prind și eu meciul. Hai. Stai. Unde pleci? Acasă. Poate prind meciul, nu ți-am zis? Păi nu? Trebuie să cumpără pat? Da, avem pat. Da? Da, acum patul nu se potrivește cu canapeaua. Trebuie să cumpărăm altul. Trebuie schimbat. Hai! Asta cum se spune?
mare. Mm-hmm.